Pentru acoperirea eficientă a misiunilor din teren generate de dinamica fluxului de cetățeni sosiți în România din zonele de conflict și în urma hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vasului, la ieșirea din municipiul Huș, pe strada Drumul Recea numărul 1, în zona fostului Obor, a fost operaționalizată tabăra pentru persoanele care au plecat din Ucraina în urma conflictului militar din această țară. Astfel, pe terenul pus la dispoziție de Primăria Municipiului Huș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, podul înalt al județului Vasului, a amplasat 31 de corturi și 3 containere pentru adăpostirea persoanelor care au fugit din calea războiului. Aceste corturi și unul dintre containere asigură 205 locuri pentru ucrainienii care au trecut granița prin Vama Albița. Celelalte 2 containere sunt folosite ca băi, respectiv toalete. Autoritățile locale au asigurat accesul la rețeaua electrică, precum și celelalte facilități impuse de reglementările igienico-sanitare. Tot în această locație, cu sprijinul Primăriei Municipiului Huș, au fost amplasate alte 10 containere distribuite de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, un supliment de încă 40 de locuri pentru persoanele ucrainiene care au nevoie de ajutor. La nivelul taberei este amenajat și un punct de colectare a alimentelor, cazarmamentului și materialelor de igienă individuală. Completul poate asigura condiții de cazare și hrănire pentru 245 de persoane, dintre care 201 locuri în corturile taberei mobile, tabăra fiind prevăzută cu 31 de corturi, paturi pliante, sisteme de climatizare și de iluminat, saci de dormit, europubele și plase pentru asigurarea dirijarea circuitului persoanelor, precum și o bucătărie rulantă. Pompierii salvatori sunt și rămân la datorie, aceștia gestionând cu promptitudine orice solicitare de sprijin conform atribuțiunilor, specifice zone de competență și responsabilitate.